ministru, în ultima săptămână ați avut o serie de întâlniri cu reprezentanții elevilor de afaceri care doresc să participe la elaborarea strategiei de reindustrializare a României. Puteți să ne vorbiți de concluzii preliminare, dacă aveți, care sunt principalele probleme ridicate de reprezentanții elevilor de afaceri? În elaborarea strategiei, una dintre etape este aceea consultării mediului de afaceri și am procedat în felul următor. Am individualizat un număr de 23 de domenii și am făcut un clasament al primelor 10 companii din fiecare domeniu. Acolo unde în primele 10 companii nu erau firme cu capital majoritar românesc, am invitat și firme cu capital majoritar românesc, mergând pe ideea că aceste firme au și probleme diferite de cele care au în spate deja sedii importante în străinătate, o anumită piață și de 2 săptămâni încoace am avut întâlniri cu circa 3-400 de companii. Până la sfârșitul lunii mai avem în plan întâlniri cu circa 700 de companii din mai toate domeniile economiei românești. În afară de aceasta, avem întâlniri separate cu companii mari, companii care sunt în domeniile lor extrem de importante pentru întregul cortex economic al României. Mă refer la ArcelorMittal, la Roslatina, la Renault, la Ford, la Feral Tulcea și aici discuțiile sunt mai punctuale, deci avem o strategie de ansamblu, dar avem și o strategie pe fiecare companie. Și strategiile noastre legate de companiile mari au următoarea tematică. Ce probleme sunt? Le trecem pe o coloană. Ce efort investițional au făcut aceste companii în ultimii ani, inclusiv pentru reducerea consumurilor energetice și care este oferta acestor companii în cazul în care statul își respectă partea sa de ofertă. Și pot să vă dau 2 exemple, pentru că nu e nimic secret în asta. De pildă la Ford, Fordul față de angajamentele inițiale are câteva abateri care vin din evoluția piețelor internaționale și asta se vede în politica europeană a Ford, care chiar delocalizează sau închide anumite reprezentanțe, cum sunt cele din Belgia. Dar Fordul dorește să-și continue investiția în România, dorește să ajungă la o cifră de circa 200.000 de automobile și a solicitat anumite reeșalonări și rediscutarea unor condiții inițiale și noi am fost de acord să facem această discuție. ArcelorMittal are câteva solicitări privind taxa de cogenerare, privind certificatele verzi, privind rețeaua de distribuție electrică din incinta combinatului și am spus, ok, dacă noi satisfacem aceste cerințe, ce faceți dumneavoastră? Și au spus că dacă dumneavoastră faceți asta, noi mai facem un furnal și mărim capacitatea cu 1 milion de tone. Și cu aceste firme am avut și o discuție cu primul ministru și l-am informat în legătură cu stadiul acestor discuții. Am avut și cu Feral, o discuție foarte bună pe această temă și este o modalitate de a rezolva punctual niște chestiuni care au un mare impact asupra economiei. În legătură cu celelalte, am elaborat un chestionar care privește pe de o parte istoricul companiei, apoi situația actuală a companiei, resursele investiționale, de unde și-a firma aceste resurse, din bănci, din țara de origine, de pe piețele financiare, bursiere, apoi care este piața pe care o au, care este evoluția locurilor de muncă în viziunea lor, care este gândirea privind creșterea competitivității și aceste chestionare se omogenizează și se elaborează o viziune de ansamblu. La asta se adaugă și chestiuni punctuale. De pildă, fabricile de pielărie au o anumită temă legată de regimul taxei pe valoare adăugată la materia primă. Fermierii au o problemă privind introducerea modului de utilizare a taxei pe valoare adăugată, care în acest moment dezavantajează pe producătorii din domeniul agricol. Astfel încât să putem să avem o viziune a lor. La asta, începând cu luna iunie, vom adăuga până în septembrie partea noastră de responsabilitate. Care ar fi numitorul comun al tuturor companiilor cu care ați discutat? Există câteva teme
de ordin general. În primul rând, chestiunea privind evoluția costurilor. Evoluția costurilor care vin din liberalizarea piețelor de energie, din programul privind 2020, asimilarea energiei verzi. Companiile le știau încă de acum 2-3-4 ani. Nu ar trebui să fie nimic surprinzător pentru ele. Au știut, firește, dar faptul că au știut nu înseamnă și că au putut să evite impactul. Și vă spun precis situația certificatelor verzi. În 2008, când s-a votat legea, eu eram ministru economiei și finanțelor, eu am mers în Parlament, la Camera Deputaților, și am explicat că această lege nu va putea fi absorbită de economia românească și am dat aviz negativ. Era 2008, era campanie electorală, parlamentarii au votat această lege totuși, timp de 3 ani. Guvernul a ezitat să dea normele, când s-au dat normele s-au dovedit că eu am avut dreptate. Așadar, e o chestiune în care oricât s-ar fi pregătit companiile, era dificil. Există un aviz al Comisiei Europene, adică nu au fost puse în aplicare măsurile fără să fi fost consultată Comisia Europeană. Comisia Europeană dă aviz pe legalitate, nu dă pe oportunitate. Atunci când pui un impozit de 15% sau pui un impozit de 25%, Comisia Europeană nu intervine. Comisia Europeană intervine doar dacă, de pildă, faci o anumită zonă liberă în care nu mai pui impozite. Și atunci Comisia Europeană spune este împotriva legislației europene. Dar nivelul impozitării, nivelul certificatelor verzi, asta ține de suveranitatea națională. Dar unde dumneavoastră aveți dreptate cu întrebarea? Acolo unde firmele știau de programul de liberalizare a prețului la gaze și la curent electric, și aici ar fi trebuit ca ele să-și reducă costurile astfel încât să rămână competitive. În această privință, discuția cu ele nu a fost pe liberalizarea prețului la energie electrică. De altfel, în ultima vreme, prețul pe Opcom nici n-a mai crescut. E pe ceea ce noi am adăugat, adică pe certificatele verzi și pe taxa de cogenerare. Aici este discuția mea cu ele. În legătură cu gazele, la gazele naturale, discuția, în mod special, se duce cu mari consumatori. Acolo trebuie să vedem dacă putem asigura un regim diferit marilor consumatori. Aici economia românească este într-o oarecare restanță. Nu poți liberaliza prețul la gaze câtă vreme nu există mai multe surse de alimentare cu gaze. Ori noi până în clipa de față nu am asigurat obligativitatea ca să existe măcar două căi de intrare a gazelor din străinătate în România. Practic, noi liberalizăm piața, dar fără să liberalizăm și oferta de gaze. Domnule ministru, există un paradox aici. Marile companii din statele Uniunii Europene plătesc gaze mult mai scumpe decât în România. Cum pot fi acele companii rentabile și pot ieși la export cu produsele lor, iar în România nu pot, plătind gaze mult mai ieftine? Aici vorbim despre date statistice oficiale comunicate în ultima săptămână. Uite, 2012. Dumneavoastră aveți dreptate atunci când le comparați. Nu uitați însă un lucru. Spre deosebire de, să spunem, o întreprindere producătoare de aluminiu sau o întreprindere producătoare de oțel beton din Franța sau din Luxemburg spre Germania, care au piață la ele acasă, în România companiile trebuie să exporte și se confruntă cu concurența din alte țări, cum ar fi Ucraina sau Rusia. De pildă, în chestiunea industriei chimice, apare concurența țărilor din Est, care au un preț la gaze mai mic decât al nostru. Din păcate, piața din România s-a redus mult. Oțelul beton nu mai poate fi absorbit din cauza faptului că nu mai avem construcții atât de expansive ca înainte. S-a redus mult și piața unui combinat cum este ArcelorMittal. Așadar, neavând piață în țară și trebuind să exporte, companiile se lovesc de concurența altor țări decât cele din Uniunea Europeană. Și îmi aduc aminte când am omagiat o companie importantă de rulmezi din România, am spus vestea bună este că această companie exportă 90% din producție. Vestea proastă este că exportă 90% din producție. Adică ne bucurăm că exportă mult, dar nu ne bucurăm pentru faptul că piața românească nu absorbe. Așadar, atunci când vorbim de concurență, trebuie să avem în vedere și cât
din piața respectivă rămâne în țara aceea și cât se exportă și atunci intră în concurență cu, cu țări terțe care nu au același regim fiscal. Revenim la această strategie. Dar încă ceva. Să nu uităm că punctul de plecare este foarte diferit. România are o intensitate energetică mult mai mare, consumuri de energie mult mai mari. E greu să arzi etapele și să ajungi la acea performanță. Știți unde ajungem în această, la performanță? La companiile noi. Tot ce v-am spus eu până acum, de la Arcelor și până la Alros, Latina și Feral, sunt companii privatizate în care e necesar un anumit efort să le aduci la linie. În schimb, dacă vorbești de o unitate complet nouă, cum este termocentara de la Brazi, acolo nu se mai pune problema cu un astfel de concurență, pentru că ea este, are deja o eficiență foarte bună, fiind complet nouă. Concret, în condițiile astea, se va amâna liberalizarea căciulor la gaze? Este un răspuns pe care nu pot să vi-l dau decât anticipativ. Noi în guvern nu am avut o discuție de fond pe această chestiune și personal nu sunt pentru amânarea unui calendar, pentru că e o chestiune de onoare să se îndeplinești promisiunile. În același timp însă putem găsi soluții punctuale astfel încât incidența pe anumite industrii să poată fi atenuată. Nu, aici e vorba de un regim care se poate face pe unitățile mari consumatoare de gaze. A existat și înainte, există și Uniunea Europeană pe consumatorii interruptibili, se poate găsi o formulă. A fost atunci o decizie controversată. Știți că există chiar o anchetă DICOT. Ancheta DICOT nu s-a referit la măsura în sine, ci s-a referit la modul în care a fost aplicată măsura, anume s-a referit la faptul că, probabil în viziunea celor care au început ancheta, nu toate companiile care au beneficiat de acest avantaj au îndeplinit condițiile. Deci nu era vorba de oportunitatea deciziei, ca dovadă că în 2009 Parlamentul a votat o lege care a fost promulgată imediat de președintele României și care avea în vedere alimentarea marilor consumatori numai din producția internă. Deci nu măsura în sine era fost contestată, ci formul în care ea a fost aplicată. Și anume dacă firmele care au beneficiat îndeplineau celelalte condiții prevăzute în înțelegere. Deci dumneavoastră susțineți o măsură asemănătoare, dar să fie... Da, dar eu vă previn că punctul de vedere oficial aparține Departamentului de Energie, de aceea eu vă pot răspunde doar ca un om care am răspuns de acest domeniu și care am fost președintele Comisiei de Industrie. Așadar, ce vom face de aici înainte? Cred că domnul Niță, colegul meu, vă poate spune oficial din perspectiva guvernului. Viziunea PNL-ului, a dumneavoastră... Noi nu avem viziune PNL și PSD în această privință, avem viziune USL. Adică în agenda comună, nu am mers până la detaliu, nu avem viziune PNL și PSD. Adică în statutul nostru și în doctrina liberală nu avem trimitere exprese la gaze, ci doar la liberalizare. Noi, PNL, susținem deschiderea piețelor. Ce alte instrumente are ministerul pe care îl conduceți sau guvernul din care faceți parte pentru a sprijini această plajă largă de solicitări din partea sutelor? Păi, uite, vă dau exemplul Mecel. Mecel, acționariatul a fost chemat imediat după ce s-a făcut această tranzacție, am chemat noul acționariat, am întrebat care este viziunea, ce probleme au, dânsii mi-au ridicat chestiunea privind întârzierile în privința evaluărilor prealabile pentru recuperările de TVA. Am comunicat acest lucru Ministerului Finanțe și chestiunea s-a rezolvat foarte repede, în sensul că s-au evaluat 140 de milioane de lei care se cuveneau în Mecel, din aceasta s-a compensat o mare parte din sumă, iar restul s-a alocat pentru salarii și s-a stins un litigiu de muncă care risca să fie escaladat la Câmpia Turții. Am avut apoi această discuție cu Fordul, care în urma întâlnirii cu noi a asumat un anumit program care este foarte ambițios și cu ocuparea de locuri de muncă. Există apoi
astfel de discuții pe care le avem cu fabricii de rulmenți, care solicită anumite îmbunătățiri pe tehnologia nanometrică pentru stabilirea clară a provenienței, ca să nu fie între mărfuri din import care nu au o marcă foarte sigură. Deci există pentru fiecare domeniu câte ceva, dar dacă mă referiți la măsuri de ansamblu, acestea țin firește de relaxarea fiscală, țin de realizarea unui suport informatic pentru administrarea fiscală, țin de standardizarea relațiilor cu clienții și aici și noi prin protecția consumatorului avem un proiect ambițios de standardizare la nivelul garanțiilor și a urmăririi modului în care firmele își îndeplinesc obligațiile. Sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute prin intermediul Ministerului Economiei. Vă gândiți inclusiv la măsuri fiscale de genul, luate împreună cu Ministerul Finanțelor, de genul facilităților pentru industria IT care au făcut iată din sectorul IT românesc un sector foarte performant pe piața lor. Am avut facilități pentru salariații din IT. Eu le-am susținut când am fost ministrul finanțelor, am susținut în continuare să fie date aceste facilități. Nu știu colegii mei ce viziune în această privință, pot atât să vă spun că ei își mențin în continuare viziunea privind relaxarea fiscală și sper ca de la anul să stăm în mod efectiv de reducerea impozitării pe CAS și pe TVA. Cu câte puncte procentuale vedeți și unde? Eu personal duc melancolia moștenirii pe care am lăsat-o, 39,5% CAS și 19% TVA și îmi manifest speranța că atunci când dăm la rândul nostru cheile mai departe, să avem aceste nivele. Domnul ministru Constantin Niță a spus că PSD trebuie să gândească în paralel o strategie de reindustrializare. PNL-ul ar putea să gândească în paralel o strategie energetică? Noi avem în strategia de reindustrializare și strategia energetică. Avem strategie de export, avem o strategie prin modernizarea satului românesc, dar noi lucrăm cu ministerele. Adică în strategia energetică lucrăm cu Departamentul de Energie. În legătură cu strategia privind IT, lucrăm cu Ministerul Comunicațiilor și cu Ministerul Inovării. Și cu Ministerul Administrației am vorbit deja cu domnul Dragnea. Poate vă veți întreba ce caută o strategie privind modernizarea satului românesc în reindustrializare. La reindustrializare cuvântul cheie este competitivitatea. Nu poți fi competitiv cu o țară cu decalaje de mari și în plus dacă nu industrializăm mediul rural o să facem asfalt și o să tragem apă, dar nu o să mai aibă cine să o bea. Pentru că populația aptă de muncă va migra de la țară. Deci nu m-am gândit să facem strategii separate pe partide și nici nu cred că PSD va elabora o astfel de strategie energetică, pentru că în privința strategiei energetică nu vorbim de o strategie energetică social-democrată și o strategie energetică liberală, ci de una singură, care poartă marca liberalismului, pentru că ea este realizată pornind de la ideea liberalizării piețelor. Deci nu știu, domnul Niță nu mi-a comunicat această dorință, dar firește că fiecare contribuție este binevenită. Tot vorbeați de liberalism, liberalizarea pieței, privatizarea, sunteți un mare susținător al privatizării. Vreau să spun că... Spuneți-ne, vă rog, în ce stadiu se află privatizările pe care le-ați anunțat recent și anume la farsa nebii. În legătură cu privatizările, evaluarea pe care am făcut-o patrimoniului Ministerului Industriilor arată limpede că statul s-a dovedit un administrator foarte slab. Majoritatea companiilor sunt în insolvență sau la administrare specială, cu mari probleme financiare, unele n-ar fi trebuit să aibă astfel de probleme. Nu văd de ce Hidroelectrica, ce are un monopol natural extraordinar, a intrat în insolvență. Nu văd de ce Olchim, care este, figurează pe orice hartă economică a Europei, să aibă aproape 1 miliard de euro datorii. Nu văd de ce Romaero, care este o firmă foarte puternică pe zona mentenanței în domeniul aeronautic, să aibă situația dramatică pe care o are astăzi. Sau Cupruminu. Deci e limpede că statul nu trebuie să mai administreze domeniul economic decât în anumite zone. Cum ar fi, de pildă, un patrimoniu ce ține de domeniul public, că nu o să privatizăm porțile de fier și lacul Vidraru. Deci Hidroelectrica va rămâne în componența statului, în majoritate. Apoi Transgaz, Transelectrica, pentru că nu poți să privatizezi transportul de energie. Nucleul de securitate din industria de apărare, totul trebuie privatizat. Acum, în legătură cu acestea, la Olchim,
Avem, am început deja planul de redresare, am început să lucreze administratorii. Nu vă ascund că există deja oferte, chiar zilele acestea sunt câteva companii care vin să viziteze Old Chim. Aceste companii sunt din zone foarte diferite ale lumii, din Marea Britanie și până în Qatar și Azerbaijan. Toate sunt binevenite, noi discutăm cu toate aceste companii, sunt companii foarte mari. Sunt deja prezente într-o formă sau alta pe piața românească? Nu, pentru că Old Chim acoperă piața românească și nu doar piața românească, dar important pentru noi este să avem parteneri serioși, parteneri care au piață și dorim să evităm experiențele care s-au petrecut în trecut. Apoi, la Cuprumin, mâine, Comisia de Specială numită în acest scop va stabili consultantul care va elabora caietul de sarcini, care ar trebui să fie terminat la sfârșitul din mai, astfel încât în iunie ar trebui să deschidem oferta pentru un posibil investitor. Ce trebuie să facă comisia aceasta? Expertul trebuie să stabilească care este nivelul minim de investiții de care are nevoie Cuprumin pentru decoperte, pentru tehnologizare și pentru mediu. Bine, o să mă întrebați, dar dumneavoastră nu știți de ce aveți nevoie de un consultant. Noi știm, ca ordin de mărime, avem nevoie de 70 milioane de euro pentru mediu, mai avem nevoie de cel puțin 20-25 de milioane de euro pentru celelalte activități, dar este bine să ai un consultant, să ai și o altă opinie, care să fie avizată și să nu fie implicată direct în acțiunea aceasta. Apoi, la Remin, Baia Mare, dorim să transferăm controlul de la ANAF către AVAS, pentru că AVAS este mai motivat în relansare, ANAF e motivat doar să-și recupereze banii și nu vrem să omorâm o sursă de locuri de muncă de acolo. La Plafar am prezentat un memorandum, e o companie națională, va trebui să facem o hotărâre de guvern ca să o scoatem din acest regim pe care, din păcate, Plafar nu-l mai justifică acum și să facem privatizarea. Plafar nu mai este ce a fost odată. Când va avea loc prima privatizare? Eu cred că la Plafar, la Sanevit, am putea până la sfârșitul, deci în prima jumătate a anului să închem. Eu nu mă grăbesc, pentru că în lucrurile astea nu e bine să te grăbești ca să nu eșuezi. Vă dau chiar exemplul cu Prumin, unde noi avem un termen foarte ambițios, iunie, dar în ultimele 3 luni piața cuprului s-a prăbușit pur și simplu, de la 8.000 și ceva de eurotona la 6.800. Ori dacă lucrurile vor continua așa, s-ar putea să rediscutăm termenul, pentru că n-aș vrea să intru pe un context nefavorabil de piață. Luați în calcul o discuție cu partenerii externi, cu femei, cu Comisia Europeană pentru o prelungire acestui termen? Nu. Noi am discutat cu partenerii europeni. Singura unitate monitorizată din toate acestea este Old Chim. Iar la Old Chim, pretenția Fondului Monetar Internațional a fost îndeplinit, anume intrare în stare de insolvență. Deci, Fondul Monetar a solicitat un regim al Old Chim care să nu mai genereze în continuare datorii. Noi am făcut acest lucru și, practic, în clipa în care se va lansa oferta de privatizare, vom încheia acțiunea privind Old Chim. Pentru celelalte, opțiunea este strict internă. Nu avem de negociat cu fondul. A spus că a început deja reorganizarea la Old Chim. Ce presupune efectiv? Reorganizarea presupune analizarea, pe de o parte, a valorii activelor, individualizarea activelor care pot fi într-o viziune coerentă, rentabile și atractive, și apoi vânzarea acestora. Deci dacă la Old Chim, să spunem ca în mod abstract, Old Chim se vinde cu 100 de lei și el are datorii de 200 de lei, atunci 100 asta de lei se repartizează creditorilor, urmând ca investitorul apoi să adauge bani pentru retehnologizare. Nu trebuie mulți bani pentru Old Chim ca să îl faci perfect funcționabil. Ordinul de mărime este în jur de 100 și ceva de milioane de euro. Ca să-l faci tehnologic vorbind, competitiv. El este într-o situație destul de bună tehnologică. Aș reveni puțin la instrumentele pe care le are statul. Și mai avem de privatizat, mai avem. Avem și șantierele navale militare de la Mangalia,
care sunt militare numai cu numele, pentru că, din păcate, nu prea mai au ce repara. Există câteva solicitări de la firme care au și experiență și preocupare în domeniul pe plan mondial. Avem, de asemenea, un inventar mare de companii la care statul este minoritar. Sunt vreo 30 de companii la care statul are acțiuni minoritare și încă vreo câteva sute la care statul are acțiuni minoritare, dar care sunt în diverse proceduri de lichidare sau de alte forme de insolvență. Mai sunt apoi companii care sunt deja în situații de insolvență și care pot fi recuperate. Mă refer la Versa, București sau la Fortus Iași, în care am refăcut viziunea. De pildă, la Fortus Iași, care era lichidare, practic, am oprit procesul de lichidare, am schimbat administratorii judiciari și acum încercăm o formulă de reorganizare pentru salvarea ceea ce se poate salva. Asta vreți să spune costuri suplimentare din partea statului român? Nu, nu avem costuri suplimentare din partea statului român, pentru că administratorii judiciari se ocupă de acest lucru, adică de vânzarea patrimoniului care nu mai este util și de fructificarea celuilalt. În legătură cu acest patrimoniu e o discuție care are gravitate, importanța ei. Statul mai deține o sumă uriașă de clădiri și terenuri care trebuie să fie scoase de sub pericolul speculației imobiliare și redate circuitului economic. Și noi încercăm să utilizăm formula parteneriatului și a parcurilor industriale ca să reintroducem în circuitul economic aceste terenuri și avem și câteva obiective precise. De pildă, la Brașov, Rulmentul Brașov are terenuri care vor fi date Consiliul Județean. La Fortus Iași sunt cel puțin 30 de hectare care vor fi date Consiliul Județean pentru a face un parc inovativ. Adică încercăm să evităm pericolul ca acest patrimoniu să intre într-o zonă care nu este aceea care se ducă la locuri de muncă. Încă ceva, industria de apărare, despre care nu s-a vorbit aproape nimic în ultimii ani și care are totuși resursele ei, noi am discutat, am propus și în CSAT și CSAT-ul a aprobat să prezentăm peste 3 luni o strategie de dezvoltare a strategiei a industriei de apărare prin legarea de ministerurile de linie apărare interne, dar și prin valorificarea unui portofoliu de comenzi care a existat, dar care nu a fost, din păcate, considerat așa cum merită. Vedeți o reorganizare a acestui sector? Da, acest sector, reorganizarea, are cel puțin 5 componente. Prima este restructurarea datoriilor. O mare parte din datorii se datorează întârzierilor de plată de la Ministerul Apărării sau de la Ministerul de Interne. Noi vom cere anularea acestor datorii. Colegul meu, Adrian Ciocănea, care este și secretarul de stat care este o coderație cu Uniunea Europeană, va discuta cu Uniunea Europeană posibilitatea reducerii datoriilor. Minusia de apărare în un alt regim decât celelalte domenii. Al doilea lucru este discutarea regimului fiscal, mă refer la impozitarea locală, care trebuie să fie diferențiată pentru nucleul de apărare, pentru ceea ce e păstrat pentru situații excepționale. E vorba în al treilea rând de patrimoniu. Trebuie să știți că patrimoniul industriei de apărare e cam același ca pe vremea când industria de apărare avea 200.000 de salariați. Acum mai are 6.000. Acești 6.000 trebuie să păzească terenuri, clădiri și depozite cât păzeau 200.000 înainte. Practic, eu am un personal dintre care cam o treime sunt pasnici acum, pentru că păzesc un patrimoniu care nu mai folosește, dar care trebuie păzit. Acest patrimoniu trebuie fortificat. Vedeți anumite companii din această industrie de apărare? De pildă, dorim acum... Dorim fără sprijin, fără subvenție, să fie ele competitive. Avem unele care deja sunt privatizate și care sunt foarte bune, Aerostarul de la Bacău. Dorim să privatizăm integral Ghimbavul, care este în zona elicopterelor. Dorim să privatizăm... Vedeți, e foarte greu să vă vorbesc de orizont de timp, pentru că dacă m-ați întrebat pe mine când vreau să mă duc la piață sau când vreau să-mi schimb mobila din casă, eu pot să vă spun poimine, pentru că depinde de mine. Dacă mă întrebați însă ce se va întâmpla cu Ghimbav, eu pot să vă spun doar că noi dorim, dar fiind vorba și de o înțelegere cu o firmă privată, nu-i bine să vorbesc și în numele lor. Pot doar să vă spun că există interes pentru aceste lucruri și că este important că noi le demarăm și că respectăm procedurile. Eu cred că acest an va fi un an foarte important pentru privatizările din România. Cred că după primii ani de după legea privatizării, 2013 va fi cel mai important din perspectiva privatizării. Guvernul are această asumare și din discuție pe care l-a avut cu premierul, dânsul a spus că acordă împreună cu guvernul tot sprijinul pentru
privatizări. A fost făcută evaluarea datoriilor în industria de apărare? În industria de apărare datoriile sunt de ordinul a sutelor de milioane de euro. Sunt datorii foarte mari, dar din păcate majoritatea sunt, sau din fericire, majoritatea sunt penalități la datorii. Datoria inițială nu este atât de mare, dar pentru că au fost ca piatra pe rinichi, de rinichi au stat și nimeni nu s-a ocupat de ele, datoriile au crescut foarte mult. Există semnale încurajatoare din partea Comisiei Europene că s-ar putea scade din aceste penalități, s-ar putea șterge nimeni? Nu, încă nu avem un punct de vedere oficial. Acum o să facem, o să discutăm, pentru că de două luni mă ocup de acest lucru, de evaluarea tuturor acestor datorii și de natura fiecăreia. Nu este foarte simplu, sunt sute și sute de speze și la fiecare trebuie să dăm explicația ca apoi să putem proceda și la restructurarea lor. De pildă, dacă găsim că o companie are datorii pentru că nu a plătit CASE-ul, e una. Dacă are datorii pentru că Ministerul Apărării nu i-a plătit bani, e alta. Și atunci soluțiile sunt diferite de la caz la caz. Hai să vorbim puțin de reorganizarea Ministerului. Premierul a cerut săptămâna trecută ca toate ministerele să vină cu un plan legat de transparența modului de cheltuire a banului public. Ministerul Economiei? Ministerul Economiei, în privința asta, este un minister special, este un minister care are legături foarte puține cu bugetul, în sensul că noi suntem un minister care produce bani, nu care mâncăm bani. De aceea, la noi, transparența nu se poate judeca așa cum se judecă la Ministerul Transporturilor, de pildă, sau la Ministerul Mediului. Noi gestionăm, practic, o sumă echivalentă cu vreo 2 milioane de euro, 2-3 milioane de euro pe investiții, și dintre care cea mai mare parte va fi alocată repararea acestui sediu. Deci, practic, nu suntem tentanți. Repararea sediului Proiect București mi-a dat o cifră de 1700 de euro pe metru pătrat, pe care eu am socotit-o excesivă și am solicitat aproape jumătățirea acestei sume. A fost o licitație? Sau? Nu. Licitația a fost acum foarte mulți ani. Clădirea a început să fie reparată, dar firma care a făcut consolidarea și repararea a cheltuit toți banii fără să termine nici jumătate din clădire și lucrurile s-au oprit atunci. Eu când eram ministru în 2007 le-am reluat. Din păcate, după ce le-am reluat, eu am devenit, din fericire am devenit ministrul finanțelor și economiei, din păcate sediul a rămas în patrimoniul Ministerului Profesiunilor Liberale și IMM-urilor, care nu a avut sumele necesare și nici nu a avut în obiectiv repararea clădirii. După 2009 ea a rămas practic în paragine, jumătate din clădire este pustie și acum iar fațada este într-un stadiu deloc agreabil. Când m-am reîntors, am reluat procedurile din 2007 și am cerut o expertiză ca să văd la ce sumă licitez metru pătrat. Proiect București mi-a dat o sumă pe care eu o consider excesivă. La păi, fiind vorba de 1700 de euro metru pătrat, dacă am merge pe 1700 de euro pătrat, ar fi câteva zeci de milioane de euro. 30-40 de milioane de euro. Dar eu am să cer în guvern, prin memorandum, să pornim la licitație de la aproape jumătate din suma oferită de Proiect București. Eu am făcut solicitări și de la mediul privat. Mediul privat mi-a spus că la stadiul, la clădirea aceasta, care este o clădire de patrimoniu construită înainte de al doilea război mondial și care necesită o preocupare specială, metru pătrat cu niște dotări minime ar fi în jur de 900-1000 de euro metru pătrat. Tot legat de reorganizare, domnul ministru Constantin Țăr a declarat... Deci asta legătură cu transparența. Altminteri, n-au fost obiecții legate de ministerul nostru, site-ul nostru funcționează, noi dăm informații permanente privind activitatea noastră și, așa ca și dumneavoastră, jurnaliștii sunt mereu bineveniți. Domnul Constantin Țăr a declarat astăzi că până pe 15 mai va fi înființat legal Departamentul pentru Energie, care va funcționa independent de Ministerul Economiei. E vorba de Departamentul de Energie, care este prevăzut ca atare în legea de funcționare a Guvernului, dat fiind că... Nu funcționează ilegal. Departamentul de Energie, ca să funcționeze în deplină legalitate, va trebui să aibă o hotărâre de funcționare. El funcționează acum legal pentru că funcționează în baza unei delegări pe care am dat-o eu. Delegarea pe care am dat-o eu este provizorie. În clipa în care se va da hotărârea de guvern, atunci va funționa perfect în deplină legalitate. Independență
din punctul de vedere al legii, înseamnă că bugetul care ne vine pe toate componentele, salarii, bunuri și servicii, se defalcă. Dânsul este titular de buget pe ordonatar de credite pe partea dânsului, poate emite proiecte de legi, poate emite hotărâri de guvern și poate semna ordin de ministru. Există însă și componente care rămân în responsabilitatea Ministerului în ansamblu său și a mea. De exemplu, reprezentantul Ministerului Economiei cu 2000 și delegați în Consiliul Suprem de Apărare a Țării sunt eu. M-aș întoarce puțin la ceea ce poate face Ministerul, ce puteți face dumneavoastră pentru investiții, pentru industrie. Ce sprijin, într-un caz concret, Daimler, care vine la, care își mărește investiția în România, ce sprijin deci, concret ați putea să discutați dumneavoastră eventual cu autoritățile locale, eventual cu alte ministerii? O firmă care dorește să intre în România, primul sprijin pe care dă este un sprijin începește expertiza. Există companii care ne vizitează și care doresc să știe care e viziunea noastră, cum vedem relația cu dânsii ca posibil actor pe piața românească. După care, firma respectivă își face un fel de, cum se spune, business plan, un plan de afaceri. Un plan de afaceri în care își stabilește numărul de personal, activitatea pe care o dorește, locația pe care o dorește sau locația o discută cu noi. Locația este primul factor de negociere, se discută poziția, se discută contribuția administrației locale în ce privește conectarea la utilități și proximitatea față de oferta de locuri de muncă. De obicei, aceste companii vin acolo unde există deja o expertiză, cum a fost Fordul la Craiova sau Renault la Pitești. O altă fază de negociere este cea privind posibilele ajutoare financiare pe care le poate da statul. Ce anume poate furniza ca ajutor de stat statul în condițiile în care vine investiția respectivă și aici negociem, trecem și noi la a doua fază de negociere, anume care este garanția pe care o oferă compania privind investițiile. Dacă noi punem 10 lei, obligăm compania respectivă să pună încă 40, de exemplu. Pentru că ajutorul de stat nu se poate da. Stimate domnule, nu pot să vă spun ce facem pentru Daimler câtă vreme nu avem de la Daimler exact ce dorește. Și încă ceva, nu știu dacă ați observat, dar eu sunt foarte rezervat să vorbesc despre chestiuni care țin de relația cu firme private. Trebuie să fim foarte atenți. Firmele private sunt extrem de susceptibile și nu le place ca cineva să vorbească în numele lor sau să anticipeze anumite negocieri pe care le ai cu firme private. Eu când v-am vorbit despre discuțiile cu Arcelor sau cu Ford, v-am vorbit despre niște termeni de negociere care sunt oferta noastră. N-am vorbit de ceva pe care dânsii s-au angajat să-l facă sau despre vreo înțelegere înainte ca dânsii s-au anunțat. De aceea aș prefera ca împreună cu Daimler să facem acest lucru sau Daimler să vă spună ce cred dânsii și după aceea să vă spunem și noi. Dar există lucruri pe care statul român le poate face în limitele legislației europene. V-aș întoarce puțin. Dar încă ceva aici, vorbind de Daimler, de Ford, de Renault, România, într-adevăr, devine cel mai mare producător de automobile din zona central și este europeană, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun pentru țara noastră. Vorbeați mai devreme, chiar la începutul interviului, despre oferta din partea Mittal sau posibilitatea ca Mittal să deschidă încă un furnal. În termeni statistici de procent, cât de mare e? Păi dacă Mittal acum produce 1,5 milioane de tone, încă un nou furnal ar putea să sporească la 2,5 milioane de tone. Există de asemenea în sud, în sudul țării, o solicitare pentru un nou combinat siderurgic. O nouă combinație de origine cu capital de proveniență indiană și cu management italian. Noi am avut primele discuții și în sudul țării undeva în proximitatea Dunării. Dar discuțiile noastre sunt la o plajă între 100 și 200 milioane de euro. Dar mai mult pot să vă spun acum. Noi am avut discuția cu acești investitori în timpul dialogului pe care l-am avut cu firmele. Ar fi o investiție din Greenfield. Da, din Greenfield. Eu am mare încredere în investiții din Greenfield pentru că ele nu sunt contaminate de costurile suplimentare pe care le au firmele de stat și nici de costurile ce țin de forța de muncă pe care firmele le primesc. Ați avut o întâlnire importantă cu
important recent cu președintele Agenției Federale din Rusia. Acesta a declarat că relația cu România funcționează normal, însă ar putea exista anumite probleme în ceea ce privește gazele naturale din cauza reglementărilor europene. Care sunt? Nu. Reglementările europene nu țin numai de relația cu România, sunt legate de modul în care reglementările europene privesc separarea producției de transport și de distribuție și felul în care producătorii ruși se supun acestei legislații. Aceasta sunt chestiune. Da, e vorba de pachetul al treilea de energie și de modul în care Rusia va fi sau nu va fi supusă reglementărilor acestui pachet în relația sa cu Uniunea Europeană. În rest, însă, dialogul nostru a fost foarte bun și promițător. Promițător de ce pentru piața românească? Nu uitați că dacă dăm deoparte produse energetice, noi avem un incredibil excedent comercial cu Rusia. Excedentul nostru comercial cu Rusia este de $1 miliard. Ceea ce înseamnă că România este extrem de competitivă pe piețele rusești. Cu ce produse? În Rusia avem o plajă largă de la produse ale industriilor prelucrătoare până la industria alimentară. Dar la industria alimentară avem o anumită problemă care ține de autoritatea sanitar-veterinară și anume a criteriilor de calitate la carne, pe care dacă o îndeplinim vom avea și aici o mare perspectivă. Trebuie să vă spun, m-ați întrebat care e structura exporturilor noastre. Trebuie să vă spun că prejudecata că exporturile românești sunt în principal de lemne și de grâne nu este reală. În peste 50% din exporturile românești sunt din industria de automobile și piese schimb și 3/4 din exporturile noastre sunt produsele industriilor prelucrătoare. Spre deosebire de anii 2000, când majoritatea era pe materii prime și pe confecții. Așadar, au crescut exporturile cu valoare adăugată, din ce spuneți dumneavoastră? Nu suficient, deci lanțul valoric poate fi mărit. Noi avem exporturi de un nivel ce n-am avut niciodată, 45 de miliarde de euro, dar atenție, noi nu raportăm 45 de miliarde de euro la 135-140 de miliarde de euro cât e PIB-ul. Trebuie să raportăm la cifra de afaceri din economie, care este de între 250 și 300 miliarde de euro. Deci în acest context noi exportăm din cifra de afaceri a economiei doar 15%. Deci există posibilități de export mai mare. Un instrument care ar putea ajuta realmente industria românească este problema operațională sectorială, creșterea competitivității economice. Care în momentul ăsta este... El e blocat. Domnul Ciocăre îmi spune că speră ca până în iunie să se debloce. Au fost niște probleme extraordinare. A intrat parchetul, DICOT-ul, e o anchetă mare legată de deturnarea de fonduri. El a fost cunoscut întotdeauna în România ca unul dintre cele mai birocratizate programe, cele mai greu accesibile din cauza șpăgilor. Din păcate așa a fost controlul care s-a făcut prin mai-iunie anul trecut, a dovedit că sunt mari nereguli. Din acest motiv am consultat cu secretarul de stat, cu domnul Ciocărea și am decis să-l dereglementăm. El este acum transferat la autoritățile regionale. Ne gândim că în felul ăsta se debirocratizează și contactul cu investitorii mai buni. Pentru viitorul exercițiu financiar 2014-2020, ce modificări aveți în vedere în ceea ce privește acest program, atât în structură, cât și în modul practic de gestionare? Păi, veți avea alte axe de interes? Veți încerca să duceți banii înspre alte zone? Sunteți mulțumit de cum s-au dus banii până acum? Nu, banii nu pot să fiu mulțumit câtă vreme în clipa de față suntem la un nivel de absorpție efectivă de până 15% și sperăm ca dacă se deblocă să ajungem la 25% în acest an, iar maxim ce putem spera este 50%. Pentru că restanțele sunt foarte mari. Deci maximul ce putem spera este 50-60%. Pentru că s-au pierdut foarte mult timp și dacă vom recupera până la 60%, vă spun, ar fi o mare performanță. Dar pentru viitor avem cred că am tras învățămintele necesare, deci cum vă spuneam, descentralizare. Simplificarea poate fi făcută doar până unde permite
procedura europeană, dar cel mai important lucru aici este ca statul să-și respecte obligațiile sale. Atunci când o firmă îți trimite solicitarea să răspunzi la timp, atunci când firma îți trimite facturile să le evaluezi la timp, așadar trebuie să ne îmbunătățim activitatea. Dar aici tema este de ansamblu. Să știți că față de 2008 am regăsit administrația într-o stare foarte, foarte grea, îmbătrânită și deprofesionalizată. În ministerul meu mi-e foarte greu să țin persoane de o competență ridicată. Venitul mediu net este de 1600 de lei. Dacă eu primesc acum un absolvent în situația în care pot să-l primesc prin furcile caudele blocajului, salariul de intrare brut este 870 de lei. Vă imaginați, e un minister de sinteză care necesită o pregătire cu totul și de comun și mă gândeam când discutam cu sindicatele care solicitau revendicări că muncitorii aceia au venit net aproape de două ori mai mare decât salariații mei din Ministerul Finanțelor. Și dacă s-ar mai impune și un impozit suplimentar pentru veniturile care depășesc 1000 de euro? Nu cu mine la treaba asta. Deci eu cred în solidaritate din perspectiva funcționalității, nu cred în solidaritate impusă prin lege. Cred că cineva care are un venit mare în România, astăzi peste 1000 de euro, deci la nivelul României, ar trebui să folosească o parte din acest venit pentru a duce economia mai departe. A lua bani de la cei care au peste 1000 de euro pentru a-i întoarce la buget nu este o modalitate care să ajute economia să meargă înainte. Băsescu a spus că susține taxa de solidaritate. Ăsta nu e un argument pentru mine. Împreună cu PSD-ul. Aș mai avea o singură întrebare de data asta din zona politică. Ieri, fostul premier Adrian Năstase a declarat că există o presiune în interiorul PSD-ului pentru un candidat propriu la... Uite, în privința asta... Uite. Aș întreba un singur lucru. Sunteți un lider important al PNL-ului. Aveți încredere în asigurările liderilor PSD? Uite cum văd eu aici lucrurile. Și luați-o ca opinie personală. Este prima oară când avem la nivelul acesta o alianță politică. Asta nu este o alianță electorală, nu este o coaliție guvernamentală făcută pe alegeri. Este o alianță politică. Nici PSD n-a câștigat alegerile, nici PNL n-a câștigat alegerile, a câștigat USL. Mandatul pe care l-am primit noi de la poporul român este mandatul pentru USL. Orice tentativă de a rupe USL este o ignorare a voinței poporului român. Este un mod de a te situa în afara voinței poporului român. Noi nu avem mandat să guvernăm singur sau nicio altă formă de alianță, nici PNL, nici PSD. Noi ne-am angajat cu un proiect și acest proiect trebuie dus până la capăt. Trebuie să dăm încredere românilor că ceea ce noi promitem lor și ceea ce ne promitem noi unii altora se îndeplinește. Asta e mandatul nostru. Ipotezele care se fac ca la Loto Pronosport, că se rupe alianța în toamnă, că se rupe în primăvară, că se rupe înainte de prezidențiale, arată cât de firavă este credința noastră în sentimentul onoarei. Noi am promis că ducem acest mandat de 4 ani și l-am luat împreună. Noi nu avem niciun mandat să mergem separat. Ideea că vreunul dintre partide pe seama unor sondaje conjuncturale își formează o nouă alianță de strânsură cu căzăturile de la alte partide, este o idee pe care nu trebuie să aibă niciun partid, nici un altul. Niciunul din aceste două partide nu va câștiga nimic dacă se va rupe alianța. Ruperea USL nu va avea câștigători. Deci, de aceea, orice tentativă care duce la încălcarea mandatului inițial va fi un eșec al clasei politice. Mai am o întrebare și e ultima. Cum comentați declarația președintelui Traian Băsescu de la ultima sa conferință de presă în care a criticat foarte dur guvernarea Tăriceanu din 2008 pentru că a lăsat... Da, a făcut risipă. A făcut risipă. Uite, eu fac prin soare. Eu nu mi-am criticat niciodată predecesorii, nici la economie, nici la finanțe, pentru că ideea că să lasă moșteniri grele este o formulă lașă. În clipa în care preiei un minister, știi ce preiei. Și duci lucrurile înainte. Însă că vorbim de risipă. Eu am fost ministrul finanțelor cam una jumătate. Am fost alți ministri de finanțe 4 ani, unii chiar 5 ani. Eu fac prin soare, uite, prin nivelul dumneavoastră, cu toți predecesorii mei. Să ne așezăm în fața harții României, să punem deștiul pe hartă unde doresc dânsii.
și să mergem acolo. Să vedem ce s-a făcut în România într-un an jumate când am fost eu ministrul finanțelor și ce s-a făcut când au fost dânsii 4 ani sau 5 ani. Și după ce stabilim concluziile, vedem dacă noi am risipit banii sau nu. Asta în privința guvernării Tăriceanu și a mea, în privința domnului Traian Băsescu. Domnul Traian Băsescu ar trebui în chestiunea asta să tacă mâlc și să evite cât poate, pentru că dânsul a fost cel care a promulgat, în ciuda scrisorilor de avertisment pe care le-am trimis, legea privind creșterea cu 50% salariului profesorilor. Mai mult decât atât, a spus că și medicii, și funcționarii publici, și militarii au dreptul la revendicări similare și să le solicite. Deci un om care face astfel de declarații în fața unor cifre care arată contrariu și promulgă o lege care ar putut să ducă România la dezastru, n-are niciun fel de temei moral să dea lecții altora. De aceea, în privința asta, în locul dânsului, aș evita să mă bag. Iar în legătură cu guvernarea Tăriceanu, cum v-am spus, în anul jumate cât am fost eu ministru de finanțe, în România s-au făcut mai multe lucruri decât oricând din 90 până acum. Apropo de domnul Tăriceanu, din ce știți dumneavoastră? Iar deficitul ăla, dacă scoatem acțiunile la fondul proprietatea și împrumuturile primăriilor, este un deficit de 2,9% din PIB. Ca dovadă că datoria externă era publică, era cea mai mică din Uniunea Europeană. Cel mai important pentru guvernare este datoria publică pe care o las. Noi am lăsat 13% și acum este 37%. Ultima întrebare. Apropo de domnul Tăriceanu, este dumnealui membru sau inițiator al inițiativei România Liberală? Păi eu știu ce știți și dumneavoastră, că domnul Tăriceanu nu este inițiator liberal. Domnul Tăriceanu este unul dintre efigiile mișcării liberale, este împreună cu mine ultimul reprezentant al adunării constituante în Parlamentul României, este un om care reprezintă în plan politic valorile liberale într-un mod care face cinste mișcării liberale, și domnul Tăriceanu este un om de onoare care a știut să facă transferul de putere în PNL într-un mod care nu a creat sceziune în PNL. De aceea n-aș încerca să-l asmut pe domnul Tăriceanu sau să bag zâzari în această privință. Domnul Tăriceanu nu pleacă din PNL, domnul Tăriceanu este un om pe care noi contăm în continuare.